seara mi-a venit la prof online. Și facem exerciții pentru a doua zi. Probleme la geometrie. Și mult mai important este să spunem că e vorba de transmisiune în direct, da? Da. Visul tău, așa, de multă vreme, tot timpul m-ai întrebat, Adi, oare când se întâmplă să facem și în direct? Da. Iată că astăzi, acum, facem în direct, yay! Da? Suntem a doua zi, am fost asta și ieri. Facem și astăzi și vom continua, probabil, tot timpul cu transmisiuni în direct. Lecțiile le veți găsi și înregistrate la Prof Online, dar acum părinții, asta este spectaculos, părinții tăi, Adi, pot urmări lecția de acasă. Și nu mai este. Și nu numai ei, toți cei care sunt anunțați. Noi o să facem, mă rog, și un anunț, o să punem ca toată lumea să știe de la ce oră la ce oră, ca să așa să poate fi urmărit. Așadar, deci tema pentru acasă, da? Clasa A șasea. Așa. Geometria, cum ai spus, da? Da, da. Geometria. Nu mai lungim vorba, pornim la treabă. Ia să vedem ce ne spune aici. 364, 3 și 7. 3 și 7, pagina 3. 364, numai 3. Comparați măsurile unghiilor date și stabiliți dacă dreptul A și B sunt paralele. Deci, atenție, dragi profesori. Două drepte sunt paralele. Taie de o secantă. Dacă și mai dacă se întâmplă următoarele cazuri. Deci, mai întâi să luăm două drepte paralele. Și secanta, deci dreapta A și B. A paralel cu B. Da? A paralel cu B. Iar D o secantă. D intersectează A, egal cu punctul A mare. Și D intersectează pe B, egal cu mulțimea formată din punctul B mare. E bine, dacă dreptele sunt paralele, secanta asta determină mulțimi de unghiuri. Iată, unghiul de aici și cu... Hai să le notăm așa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cum vi se pare 1 și cu 4? 1 și cu 4 sunt opus la vârf. Da, sunt congruente, pentru că sunt opus la vârf. Știm asta, da? Că eu am dus cu dreapta asta și cu cealaltă, în prelungire, dacă sunt opuse la vârf. Dar 2 și cu 3. Și 2 cu 3 sunt congruente din același motiv, da? Da. Bine. Ei, să continuăm mai departe cu o altă categorie de unghiuri. Am zis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. 5, 6, 7 și 8. 5, 6, 7 și 8. Perechi, hai să zicem, 5 cu 6. Din ce motiv par să fie congruente? Păi, totuși s-au pus la vârf. Tot din același motiv, da? Că sunt opuse la vârf. Și la fel 7 și 8, da? Opuse la vârf. Acum apare problema să le numim într-un fel. Să putem să le recunoaștem ușor. Ele sunt, așa cum a spus, 4 unghiuri. Congruente, nu știu că chiar sunt congruente, dar două câte două sunt sigur congruente, pentru că sunt opuse la vârf. De acord cu asta, da? O să le numim așa. Cele care sunt de o parte și de alta secante, alternează, să zicem. Se numesc alterne. Deci cele care sunt de o parte și de alta, o să le numim alterne. Interne, dacă sunt cele două drepte,
și externe dacă sunt în exteriorul dreptului. Deci alterne, interne, dacă sunt între cele două drepte, și externe, dacă sunt în afară. Alterne, interne, alterne, externe. Și mai avem o a treia categorie, corespondente, care corespund de aceeași parte a dreptei. Da? Care sunt de aceeași parte a dreptei. Bunoară, care sunt unghiurile de aceeași parte a dreptei? 3, 6, 1, 7, da? Și 5, 2, 8, 4. Sunt unghiuri corespondente. Iar alterne, interne, vă rog să-mi dați unghiurile alterne, interne, în perechi. Deci să alterneze, să nu mai fie de aceeași parte, să fie de o parte și de alta, și să fie între drepte. Haide, poftim. 3 cu 4. 3 și cu 4 sunt alterne, că sunt de o parte și de alta, dar sunt în exterior. În exteriorul paralelelor. Deci sunt alterne externe, 3 cu 4, da? Eu am zis alterne interne. Poftim, am uitat. Vlad. Poftim, Vlad. 6 și 8. Sunt de o parte și de alta, dar sunt în interior, da? Alterne interne. O altă pereche. Ana. A1 și B2. 1 și 2, da? Unghiul 1 și 2, tot alterne interne. Da? Mai tu? Da, 5 și 1. 5 și 1. Ia să vedem ce fel de unghiuri sunt. Unul este exterior și altul interior. Sunt alterne, dar nu sunt. Nu pot spune că sunt interne, nici externe, că tu mi-ai luat unul din exterior și altul din interior. Da? Deci ne fixăm foarte bine. Insist. Care sunt cele trei categorii? Cine le repetă? Alterne. Interne. Alterne interne. Alterne interne. Alterne. Externe. Și? Corespondent. Bun. Hai să vedem și noi. Deci avem alterne interne 2. Alterne externe și 3. Corespondente. Corespondente. Da? Corespund de aceeași parte, corespund de aceeași parte a secante acele, da? Corespondente. Încă o dată, Miruna, zi-mi-le tu pe alterne interne. 2 și 1. Așa. 3 și 4. Nu, 2 și 1. Și încă altele, altă pereche. 3 și 4. 2 și 1, 3 și 4. Păi una este extern. 38. Sunt alterne externe astea, da? Da. Deci alterne interne, să clarificăm. Încă o dată, 2 și 1, da. Și respectiv? 3 și 8. 6 și 8. 6 și 8, ca să fie în interior, mă, în interiorul dreptelor nostru. Da? Miruna, și cum? 1 cu 2. Și 6 cu 8. Atâta sunt. Să fie în interiorul paralelor. Deci între drepte, între drepte. În zona dintre cele două drepte. A, deci să alterneze de o parte și de alta și sunt în interior. Deci alterne interne, hai să despunem. Unghiul care e? 1 cu 2. 1 și 2, 6 și 8. 1. Să vedem dacă sunt chiar congruente. 1 cu 2, că par a fi din desen. Ar fi interesant să putem dovedi că sunt congruente. 1 cu 2. Și cine? Și 6 cu 8. 6 congruent cu 8. Pun deocamdată congruent, dar nu știu, sigur, am să mă străduiesc să pot dovedi așa. Și o altă categorie, alterne externe. Alterne externe, Ana. Anca. 3 și 7. 3 și 4. 7 mi-ai zis corespondente, vezi? Da. 3 și 4. Și pare chiar să fie congruente. 3 congruent cu 4. Și 5 și 7. 5 și 7. Da. 5 congruent cu 7.
Și corespondente, Vlad? 3 și 7. Ca să fie corespondente, dar ca să, după ochi, așa, ochiul tău. 6 și 1. 3, 6, 1, 7. Trei și șase. Care cu trei, cu cine pare să fie corespondent? Cu 6. 3 cu 6? Adică ăsta așa, cu ăsta așa? Trei cu 7. Ăstea fac împreună 180. Sunt adiacente, nu? Asta știm? 3 cu 1 pare să fie, nu așa? Și 7 cu 6. 7 cu 6, da. Deci 3 cu 1, 3 congruent cu 1, dar repet, o să insist să vedem cum putem dovedi. Nu știu foarte bine cum o să reușesc, dar am să mă străduiesc să vedem cum o să reușesc. 3 cu 1 și încă? 7. 6 cu 7. 6 cu 7, corect. 6 congruent cu 7. Și mai sunt? 5 și 8. Corect, și 2 și 4. Așa. 5 congruent cu 8. Și respectiv 2 congruent cu 7, da? A, deci 2, simplu. 2 cu 4. Dar de ce nu e 2 și 8? De ce nu, de ce nu sunt și 2 cu 8? 2 cu 8? Păi, 5. Așa cât scurii ochiul, 2 și cu 8, cât e de mare ăsta și cât e mai, mult mai mic ăsta. Da? Nu sunt congruente, domnul profesor, de asta. Eu vreau să văd congruente. Și congruente, da? Ele sunt de o parte. Ele sunt de aceeași parte. Sunt corespondente. Sunt corespondente, dar vreau să, și, să le iau pe cele care sunt și congruente. Le-am ales special ca să fie și congruente, da? Acum, haideți să încercăm să vedem cum am arătat pentru antene interne, 1 cu 2 sunt congruente. Da, 1 și cu 2 sunt congruente. Ce să facem noi ca să putem arăta că sunt astea două congruente? Păi putem, dar nu, că aici nu mai este cum. Hai să încercăm totuși ceva, să facem ceva. Aici am spus B, nu? Punctul ăsta. Da, B. Hai să duc o perpendiculară din... Ce înseamnă perpendiculară? Exact la jumate. Nu perpendiculară. Când zice, ducem o perpendiculară. Adică așa, o linie... Pe drumul cel mai scurt. Da. Deci să ajungem la cealaltă din B, la dreapta respectiv, pe drumul cel mai scurt. Nu așa, că asta e obligă. Da. Ei, perpendiculară înseamnă că formează unghi din nou ridicate. Asta trebuie să înțelegem, da? Deci din B, am dus pe B1 o perpendiculară. Adică m-am dus pe drumul cel mai scurt până la dreapta respectiv. Dintr-un punct exterior, uitați, asta e o dreaptă, și dintr-un punct exterior putem duce o singură perpendiculară. Una singură se poate duce. Deci, cea mai rapidă, să ajung cel mai rapid. Altfel, pot duce oblice cât vreți. Oblice așa. Dar perpendiculară, adică să formez un unghi de 90 grade, una singură. Și chiar mă întreb acum cum aș putea să o construiesc pe asta. Cum aș putea să o construiesc cu precizie maximă o astfel de perpendiculară? Ca să fiu sigur că e treabă bună. Alo? Bună seara. Nu, acum nu mai pot răspunde, sunt într-o lecție. Îmi pare foarte rău, n-am cum să... Mâine să vedem, da. Acum sunt în lecție, nu am ce discuta, da? Probabil că a apărut o problemă și cred că e bine să plece. Da. Bine, la revedere. Așa. Deci întrebam cum anume aș putea să construiesc perpendiculară asta, dar cu precizie maximă.
cu echerul. Cu raportorul, să măsurăm cât a făcut dumneavoastră și... Să văd dacă unghiul ăsta e 90 de grade. Ei, dar dacă ochiul mă păcălește, mă înșeală și totuși nu sunt convins că reușesc. Da, păi, dar nu trebuie să măsurăm mai întâi. Deci tu spui bine, cu raportorul. Da. Dar eu urmează să o duc, nu? Și pe urmă să măsur dacă am dus-o bine sau cum, ce fel să fac. Cu echerul. Cu echerul, iarăși, pun echerul acela cum îl dăm el așa un pic și fac așa, nu pe aici, iată e mai mic, nu mă ajută, ce rău îmi pare. Dar nici cu raportorul, dacă... Nici cu raportorul, depinde punctul din... Aici e toată ideea, o să vedem, trebuie să găsim o idee deșteaptă. Hai să vă propun așa, să vedem cum facem. Eu aș lua compasul și aș fixa vârful compasului aici, toată lumea să fac asta. Și trasați un arc de cer care să intersecteze dreapta asta în două puncte. Deci se intersecteze dreapta dată în două puncte. În punctul, hai să nu zic acela, A și B, da? Să vă înțelege că nu e vorba de punctele de acolo A și B, da? În două puncte. A și B. Dacă unesc pe P, punctul P, cu B și pe urmă cu A, cum este P A și P B? Cum? Deci, P A și cu P B. Ce sunt acestea? Dacă am trasat un cerc așa, ce sunt din centru până la orice punct al cercului? Sunt razii. Atenție că ați fixat compasul și ați trasat un cerc, nu? Da. Ce este PB? E o rază. Cu față de PA. Raze, nu așa? Da. Raze. Raze ale cercului. Păi cum este raza într-un cerc? Cu oricare. Deci dacă trasez un cerc, uitați așa, și din centru unesc, cum este O, A, O, B, cum este O, A, cu O, B, cu O, C, cu O, D, cu O? Sunt concrete tot timpul, că asta e rostul razei. Că cercul este, nu? Mulțimea tuturor punctelor la egală distanță de punctul acela. Nu am stat cu compasul aici și am trasat? Nu au rămas distanța între picioare aceeași tot timpul? Da? Deci este raza asta. Așadar, cum este pe A cu pe B? Fiind puncte de pe cer? Congruente. Congruente. Bun. Acum, viu cu compasul în punctul A și descriu un arc de cerc. Deci cu compasul în punctul A și descriu un arc de cerc, dacă vreți, poți să treacă chiar prin P. Adică tot de aceeași mărime, da? P, deci cu compasul fixat în punctul A, cu aceeași deschizătură, cu aceeași rază, și descriu un arc de cerc. Mut compasul în punctul B, și da, și las deschizătura aceeași și trasez din nou un arc de cer. Unde fix în P? Din P, da? Deci un alt arc de cer. Cele două arce de cer s-au întâlnit în P și într-un punct M. În P și M. Da? În P și M. Unim pe P cu M și dreapta asta pe M este perpendiculară pe AB. Da? Pe M e perpendiculară pe AB. În felul ăsta am construit prin punctul P o perpendiculară
P, A, B. Reiau încă o dată raționamentul. Și vom dovedi că este corect ce spun. Iată cum am zis. Viu cu vârful compasului, unde îl punem pe E, trasăm un arc de cerc încât să se intersecteze cu dreapta în punctele A și B. Locul unde se intersectează, ai făcut așa? Da. Luna. Bine. Acum, mut compasul în A cu vârful creionului unde în P și descriu un arc de cerc. Schimb cu vârful în B și descriu un alt arc de cerc. Cele două arce se întâlnesc în P, dar se mai întâlnesc și în punctul M. Îl reunesc pe P, A, pe M asta și ceea ce rezultă, ceea ce înseamnă că am construit o dreaptă perpendiculară pe dreapta dată. Da? Asta ar fi modul riguros de construcție. Așa se face prin construcție. Nu folosim raportor, nu folosim... compas. Nu? Deci cu compasul. Pur și simplu cu compasul am făcut toată povestea asta. Da, dragilor, și hai să ne închipuim că am dus-o și noi, riguros. Acum, unghiul ăsta de cât de grad este aici? De 90 de grade. Și fac același lucru și din A. Da? Și din A și notez A1. Da, și unghiul 6, cât de 90 grade? Nu unghiul 6, ci au rămas din 6. Da. Că 6, eu am zis ăsta, așa tot. O bucată din 6, da. Da? Deci, partea aceea din 6, dar nu mă interesează. Miruna, hai să revenim. Cum este A1? Cum am zis-o pe A1? Perpendiculară, da? Da. Bine. Faptul că două drepte sunt paralele, distanța între cele două este tot timpul aceeași. Da. Ori pe la prelungire nu se întâlnesc, dar rămân la aceeași distanță. Șirurile de la linia ferată. El rămân tot timpul, nu? Distanța este aceeași tot timpul, da? Asta, dacă s-a modificat distanța, înseamnă că s-ar întâlni undeva. Corect. Deci rămâne clar că A1 cu B, B1, cum sunt A1 și cu B, B1? Să spunem și noi, A1 și B, B1 sunt tot timpul congruente, da? Deci avem că A1 A1, segmentul A1, congruent cu segmentul B, B1. A, A1 e congruent cu B, B1. Și unghiul de aici, B, B1A, B, B1A, câte grade are B, B1A? 90 de grade. Deci B, B1A, B, B1A, egal cu măsura lui. Parcă așa ați notat, nu? Măsura unghiului acesta, egal cu 90 de grade. N-ați notat așa la casă? Da. Deci măsura unghiului B, B1A, 90 de grade. Și măsura unghiului, egală cu măsura, hai să zic, egală cu măsura unghiului pe partea cealaltă, A, A1, B, A, A1, B și egal cu 90 de grade. Deci, faptul că am dus perpendiculare, măsurile unghiilor acestora sunt... deci unghiile au aceeași măsură și chiar cu 90 de grade de egal. Hai să luăm spre comparare între unghiul A1AB și BAB1. Să comparăm aceste două triunghiuri. Deci fie triunghiurile, Adi, vorbește tu, fie triunghiurile. Fie triunghiurile A, A1, A1, B, B și triunghiul. Și triunghiul A, nu, B și B1, A, da. B1 și A. Deci triunghiul B, B, B1, B1 și A. A, B, B1, A și A, nu zicem și A. B, B1, A. Da? Ce au cele două triunghiuri? Ia, începe tu discuția.
Deci triunghiul de aici și cu celălalt, și cu triunghiul de aici. Ce au cele două triunghiuri? Păi A1 A. Deci cele două triunghiuri au AA1 cât BB1, că e distanța spusă de acolo, nu? Că e distanța de două. Deci să spunem AA1 A1 congruent cu B B1. Ce mai au are? Păi A1 comun. A1? Nu A1. A1? Nu, B cu B. Păi au B cu B. Nu-i bine. Eu nu știu că despre un triunghi are un punct ca element. Ci o latură. Au, deci latura asta de aici. Eu am spus bine, latura asta de aici e cât asta. Da. Ce mai au? Unghiul copilului, nu unghiul de grave. A, unghiul BB1A congruent cu AA1B. Deci unghiul care? Unghiul BB1A. BB1A, corect. BB1A congruent cu unghiul AA1B. AA1B. Cât de 90 de grade, că am vorbit mai devreme, nu? Așa. Și ce mai au cele două triunghiuri? Ia să mai observăm noi. Ce mai au cele două triunghiuri? Latura comună. Care e latura comună? A. 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 Mai este și în triunghiul ăsta și în triunghiul ăsta latura, nu? A, că e B acolo. B o de aici, da? Latura A, B. A. B comună. Deci, latura AB comună celor două triunghiuri. Ia să vedem acum unde ne-am plasat noi. Sunt șanse să ne plasăm într-un caz de congruență știut? Da. Da. Da, latura unghi, latura, nu? Latura unghi. Păi, nu prea e latura unghi, latura. Asta e drama noastră. Latura. Am latură. Da. Unghiul de acolo, de sus. Și latura asta. Nu-i unghiul dintre ele. Asta e drama. Deci n-avem niciun caz de congruență așa clasică de să ne ducă spre povestea asta. Dar hai să ne să facem noi eforturi destul de mari, să vedem. Nu reușim. Păi, unghiul ăsta câte grade are așa? 90. 90, pentru că am dus perpendiculară sus și deci fiind paralele, ăsta și cu ăsta sunt de 90 de grade. Nu, asta spuneam că distanța asta, când o duc unghiul de aici și cu ăsta de aici, sunt amândouă de 90 de grade. Ei, unghiul ăsta de aici micuț și cu 1, cum se numesc două unghiuri care împreună fac 90 de grade? Se numesc într-un fel. Complementare. Complementare, da? Da, știu. Deci, unghiul 1 și cu ăsta micuț, să-i spunem, să zicem noi cât, 9, unghiul 1 și cu 9 fac împreună cât 1 și cu 9 cât fac împreună aici. 90 de grade. Grade. 1 de aici și cu ăsta de aici, unul de aici și cu ăsta din triunghiul așa, cât fac împreună? Tot 90. Tot 90 de grade, pentru că știm bine, asta fiind de 90, rămâne că astea două se fac împreună 90 de grade. Da. Și atunci, unghiul, atenție, unghiul de aici, fiindcă împreună cu unul fac 90 de grade și pe de altă parte, tot unul și cu ăsta fac 90 de grade, cum sunt astea două unghiuri? Dacă au același... Suplementare. Nu, nu suplementare, zic complement, da? Fiindcă unghiul de... Unghiul... Haideți să notăm noi cu 10. Unghiul 10 și cu 1 fac împreună, cât am spus, 90. 9 și cu 1 fac 90. Înseamnă că, avându-l pe 1 drept complement, înseamnă că 9 și cu 10
sunt ce fel de unghiuri? 9 și 10 sunt unghiuri congruente, da? Da. Fiind unghiuri congruente, acum m-am plasat în cazul de congruență. Latură, unghi, latură. Latură, unghi, latură. Da? Sunt în cazul de congruență latură, unghi, latură. Deci cele două triunghiuri au câte o latură, unghiu, da? Și latura asta. Fiind în cazul latură, unghi, latură, spunem că triunghiurile sunt congruente și atunci toate elementele sunt congruente două câte două. În condițiile astea, unghiul care? Unghiul ăsta 2, care se uită spre A1, va fi cu unghiul din triunghiul celălalt, care se uită spre BB1, că A1 cu BB1 sunt congruente. Și cine se uită spre BB1? Unghiul 1. Și iată, 2 cu 1 sunt unghiuri congruente și am arătat că aceste două unghiuri, care sunt de o parte și de alta, sunt alterne, cum le spunem noi, alterne interne și congruente chiar. Și congruente, da. Deci sunt și congruente, că am arătat că unul e congruent cu 2. Eu mai iau încă o dată povestea asta. Și nu o să redactăm, că deocamdată povestim. Ce știm? Că dreptele sunt paralele. Ce am spus? Că două drepte paralele formează perechi de unghiuri alterne interne, alterne externe, corespondente, despre care, așa cum le-am luat eu, am zis, sunt și congruente. Am pus un semn de întrebare. Că unul cu doi să arăt că sunt congruente. Și am început discuția așa. Haideți să ducem o perpendiculară din B. BB1. Cum se duce o perpendiculară dintr-un punct exterior, cu rigoros, cu compasul? Ați văzut cum? Se trasează un arc de cerc, întai în A și B, mutăm compasul și în A și în B, trasăm două arce de cerc, se întâlnesc și când le unim, asta este perpendiculara dusă dintr-un punct exterior pe o dreaptă. Sigur că n-am pierdut aici, nu era nicio pierdere de timp dacă făceam exercițiu concret, pentru ducea perpendiculară, dar am dus-o pe drumul cel mai scurt, asta înseamnă perpendiculară, și BB1 a dus-o așa și în partea altă. Important că o duc, triunghiurile care se formează aici sunt suplimentare și trebuie să fie și congruente. Și atunci 180 de grade care era unghiul, împărțit în două, 90 și 90, da? Da. Asta trebuie să înțelegem. Că perpendiculara chiar asta face. Și acum, eu vreau să arăt că unghiul 1 cu unghiul 2 sunt congruente. Iată o problemă. Când nu ne mai propunem să arătăm că două segmente sunt congruente. Pentru ca două segmente să fie congruente, visăm. Ce bine ar fi să le încadrăm în două triunghiuri și cele două triunghiuri să fie congruente. De data asta, ce bine ar fi ca pe 1 și pe 2 să-l prindem în două triunghiuri, să avem suficiente elemente încât să spunem că triunghiurile sunt congruente și din congruența triunghiurilor o să iese că și unghiurile acestea sunt congruente. Am dus pe BB1, pe A1 și sigur, fiindcă 1 intră în triunghiul A, B, B1, iar 2 intră în ce triunghi e? B, B1, 2, 2, 2. A, A1, B. Da? Deci în A, A1, B, iar celălalt unghi 1 intră în B, B1, A. Deci m-ar satisface foarte bine ideea asta. Dacă triunghiul ar să fie congruente, cum cele două unghiuri intră acolo, gata, am șanse să pot răspunde la problemă. Și acum am zis, hai să discutăm despre cele două triunghiuri. Fie aceste două triunghiuri, ce au ele? Au pe A1, A1 cât BB1, cât distanța dintre două linii paralele. Congruente. Deci aceste două sunt congruente. AB latură comună. AB comună și problemă complicată. Îmi trebuia urgent unghiul dintre ele. Ca să mă plasez în latură, unghi, latură.
și unul dintre ele o problemă. Cum să-l găsesc eu? Și atunci am zis așa. Acest nou unghiu care îmi trebuie mie, unghiu nouă, are împreună cu unul împreună aici, unul și cu nouă, fac, unul și cu nouă fac 90 de grade, da? Da. Păi de altă parte, între unul și celălalt, unul și cu 10, cum am notat noi, fac tot 90 de grade. Da. Și fiindcă unul intră și încolo și încolo până la 90 de grade, înseamnă că 9 și cu 10 sunt congruente. Chiar asta îmi trebuia. 9 și 10 să fie congruente ca să pot plasa în cazul latură, unghi, latură. Deci noi am scris până aici. Dar cele trei elemente nu dădeau posibilitatea să aplic un caz de congruență. Când o să faceți mai târziu teorema pe tabăra, o să vedeți că faptul că avem cateta asta, pardon, avem ipotenuza și cateta, așa se cheamă, unghiul da. Care formează unghiul din 90 de grade se numește catete, și asta, cea mai mare, se numește ipotenuză. Și problema noastră ar fi că, ce e cunoscut, ipotenuza este aceeași, cateta A1 cu BB1 iar sunt de aceeași măsură, automat vine că A1B cu AB1 congruente, automat în sensul că se poate demonstra prin teorema lui Pitagora acolo. Și atunci ne-am plasat în cazul de congruență des, cel mai rar folosit, cum spuneam la data trecută, latură, latură, latură. Ar fi latură, latură și latură. Și triunghiul de ceatele congruente și atunci și elementele celelalte unghiuri sunt congruente două câte două. Însă n-am avut posibilitatea să folosesc teorema lui Pitagora, pentru că nu se știe în momentul de față. Și atunci m-am folosit de acest artificiu. Faptul că împreună fac 90 de grade, ăsta și cu ăsta, îl au pe unul comun, complement, spunem noi, atât 9 și 10, și iată, 9 și 10 sunt congruente și problema poate fi rezolvată. Deci, să zicem așa, ave comună, asta este, dar aici, unghiul de 90 de grade pare că nu este cel care să mă conducă foarte rapid spre raționament. Și o să zic așa, unghiul 8 și cu unghiul 1, din figură, da? Zicem 8, unghiul 8, plus unghiul 1, egal cu 90 de grade. Nu. Unghiul 8... Nu. Sigur că da. 9 plus 1, fac 90 de grade. Pe de altă parte, 1 și cu cine? Cu 10. Sau 10. Unghiul 10 plus 1 este egal tot 90 de grade. În final, fiindcă 1 și colo și colo au același complement, rezultă de aici că unghiul 9, concurent cu unghiul 10. Și 9, concurent cu unghiul 10, se plasează foarte bine între cele două, nu? Tocmai latură, unghi, latură, da? Și acum pot să spun din faptul că am latură 9 cu 10 și latură, voi fi în cazul de congruență care? Latură, unghi, latură. Și conform acestui caz de congruență, triunghiurile luate în discuție sunt congruente. Deci triunghiul A1B e congruent acum cu triunghiul AB1B. Și din congruența triunghiurilor am spus la altă ieri că în triunghiuri congruente, la laturi congruente, cum e latura asta și cu asta, se opun unghiuri congruente. Da. Deci, unghiul 2 se uită din triunghiul ăsta spre latura A1. Și unghiul 1, în triunghiul celălalt, se uită spre BB1. Deci 1 și cu 2 sunt congruente de acolo. Da? 1 congruent cu 2. Asta am vrea să arat. Pentru asta am muncit atâta. Pentru că vă spuneam mai devreme că îndată ce am
definit unghiul altern, interne, alterne, externe, corespondente, ele sunt și congruente. Le-am așezat, le-am luat perechi, perechi, sunt și congruente. Dacă m-am arătat unul cu 2, 1 3 2 cu 3, da, au pus la vârf. Iar 1 cu 4, înseamnă și 3 cu 4 sunt congruente. Da. Și 3 și 4 apar de o parte și la alterne externe, 3 cu 4. Da? Și 3 cu 5 fac 180, pentru că sunt suplimentare aici, da? Da. Iar 4 și cu 7 fac iarăși 180. Și cum 3 cu 4 sunt congruente, se înseamnă și 5 cu 7 congruente, care sunt alterne. De acum s-a rupt problema. Exact. Deci toată problema este la îndemână noastră. A fost suficient să mușc pentru congruența asta 1 cu 2 și totul este rezolvat. Vreau să vă atrag atenția că la geometrie nu ne permitem să spunem niște lucruri așa după ureche. Ci totul trebuie argumentat, demonstrat riguros. Îmi vine în minte o problemă. Problema care v-am dat-o la geometrie, ca să vă gândiți să o rezolvați astăzi. Și cu ani în urmă, făceam la școală de maestri. Și treceam la școală de maestri, acolo erau oameni la 50 de ani, pentru a deveni maestru în petrol. Și cum l-am dat, zis eu, se dă un triunghi, se dă un dreptunghi, și cum v-am dat eu problema? Da? Se dă un dreptunghi. Am construit triunghi echilateral aici, v-am amintit, nu? Da. Triunghi echilateral și partea asta și până le-am zis să se arate ca asta, e cât asta. Și toate celelalte, da, nu se știe, dar mă opresc aici. Și un domn, era mult mai vârstă ca mine la vremea aceea, și perfect, domn profesor. Cum ai făcut, zic eu? Am măsurat. Am măsurat-o pe asta și am măsurat-o și pe asta. Și perfect. A avut dreptate. Și am măsurat-o și pe cealaltă, am măsurat-o și pe cealaltă și tot acolo. E perfect. Nu, domnule, nu așa trebuie făcut. Pentru că trebuie argumentat, trebuie să ne plasăm într-un caz de congruență și nu știu ce spunem acolo. Ce bine ar fi așa. Pentru că zic altfel, ochiul va păcălit aici. Nu ați putut dumneavoastră fieți atât de riguros să spui că asta e cât asta, nu știu ce. Apoi atunci când a făcut dreptul, eu a fost greșit. Când a făcut echilateral, a fost greșit. Cum să mă păcălesc? Eu nu mă păcălesc, domnule. Eu sunt foarte atent, am desemnat cu multă precizie. Deci nu așa se face, nu? Bă, da, le-am supus. Da. Nu, la geometrie trebuie să înțelegeți, dragilor, că totul se argumentează pe baza unui raționament riguros elaborat, pe baza cunoștințelor din urmă, de aceea avem cazuri de congruență, avem cazuri de acelea. Dar și toate lucrurile trebuie bine știute. V-am mai atenționat când două triunghiuri congruente, la latură congruente se opun unghiuri congruente și invers. La unghiuri congruente se opun latură. Bun, în cazul nostru aici, între unghiuri congruente, la laturi congruente, se uită din triunghiul ăsta unghiul 2 și din triunghiul ăsta se uită unghiul 1. De aceea am putut trage concluzia, pe baza acelei afirmații care am spus-o, că 1 și cu 2 sunt congruente. Da. Acum, după ce am vorbit de treaba asta, nu, acum am venit cu suportul teoretic. Că, dragilor, nu încercați să faceți tema fără să aveți lucrurile cunoscute. Nu te acorzi, te-a făcut tema fără să înțelegi. Tu nu știi ce înseamnă unghiuri alterne interne, alterne externe și corespondente și vrei să faci tema. Nu. Acum lucrează și reciproc. Dacă cumva ai două drepte și dai de o secantă și ai găsit o pereche alterne interne sau alterne externe sau corespondente congruente, dreptele sunt paralele. Da? Deci dacă sunt paralele și dai de o secantă, atunci perechele toate sunt congruente două câte două și reciproc. Dacă ai două drepte și
le tăia cu secantă și ai descoperit că din alte motive, din undeva, din raționamente, ai descoperit că ai două unghiuri alterne interne sau alterne externe sau corespondente congruente, atunci dreptele sunt paralele. Deci, ai două drepte așa. Tăiate de o secantă. Nu știi că sunt paralele. Dar, din raționamente, să spunem, elaborate de tine, e constatat că unghiul de stat de aici e congruent cu ăsta. Când ai sesizat așa, le recunoști că sunt de o parte și de alta. Sunt alterne, sunt externe și dacă tu ai constatat că sunt și congruente, gata, dreptul e obligat să fie paralele. Sau, ai unghiul ăsta de aici și cu care? Cu ăsta de aici. Din, tot din problemă, elaborând din acolo, constați că unghiul ăsta e cu ăsta. Gata! Sunt alterne interne și dreptele nu au altă șansă decât să fie paralele. Deci, notați-vă, este adevărată și reciprocă. Este adevărată și reciprocă. Este adevărată și reciprocă. Care sună cum? Și cine o să enunțe? Reciproc, adică și invers. Cine o enunță? Adică... Dacă două drepte, iată două secante. Haideți copii. Hai încercați. Hai zi. Dacă două drepte, o secantă... Formează. Formează unghiuri congruente. Unghiuri de care? Complementare. Formează două unghiuri de una din categoriile astea. Alterne interne. Sau alterne externe. Sau corespondente congruente. Atunci drepturile sunt paralele. Se scrie asta. Deci dacă două drepte tăiate de o secantă formează două puncte. Ce formează? Unghiuri alterne interne sau alterne externe sau corespondente congruente. Foarte important. Că totdeauna formează așa. Dar să fie și congruente. Deci dacă formează, spune, alterne, interne. Nu o pereche, e suficient o pereche să găsesc. Nu 1, 2 și 6 și cu 8. Ci o pereche de el. Formează unghiuri alterne, interne. Virgulă. Sau alterne, externe. Nu mai spun și sau. Virgulă, să se înțelege, să se sau. Alterne, externe. Virgula. A, nu se înțelege și alterne interne. Mai bine sau, mai bine sau. Sau, da. Sau corespondente. Sau corespondente, zice sau. Dacă formează alterne interne sau alterne externe sau corespondente, congruente, congruente să fie, congruente, esențial, esențial, da? Atunci dreptele sunt paralele. Atunci drepturile sunt paralele. Și acum să poate demonstra chestia asta, nu mai insist eu acum. Dar haideți să merg la lecția voastră acum. La temă. După ce am discutat asta, problema numărul 5 parcă este. Nu, 3. 3. Bun. 3 spune așa. Să facem mai multe figuri. Adică mai multe situații. Spune așa. Două drepte, punctul A. Am. Și A și B două drepte și o secantă, iar pe secantă e desenat aici unghiul de 35 de grade și dincoace 35 de grade.
aici. Ce părere aveți de cele două drepte? Sunt paralele. Oh, da, dar de unde? De ce? De ce motiv? Nu se poate. Sunt păi păi da, da, Adel. Care deci motiv? Nu văd aici unul 35 de grade, de ce să fie astea paralele? Păi da, de ce? Păi să avem externe și congruente. Exact. Deci sunt de o parte și de alta. Sunt de o parte și de alta secante? Da. Unul de o parte și altă parte cealaltă. Da. Da? De o parte și de alta. Și sunt exterioare drepte. Externe, că e în afară. Unde deci înseamnă extern și intern? Uite, intern între drepte. Între ăsta. Da. Între, în interiorul așa, dreptelor. Așa. Și ăsta este în afară drepte și ăsta în partea cealaltă. De acolo vine antene externe. Păi de antene externe, da. Și interne la cealaltă. Da? Deci aici. Aici ce putem constata? Că recunoaștem aici repede două unghiuri, o pereche de unghiuri alterne externe și conform reciprocii de amenințat-o mai devreme. Trebuie paralele, da. Deci spunem. Păi trebuie să facem demonstrația acum. Nu, asta este. Că am avut pus teoria, practica, am avut suportul teoretic pregătit. A paralel cu B, deoarece dreptele sunt alterne, externe și congruente. Gata, terminat. Deci, A paralel cu B, deoarece, da? Deoarece unghiurile menționate sunt alterne externe congruente. Unghiurile menționate în desen, unghiurile menționate în desen sunt alterne externe congruente. Alte figură. Și tare! Vreau să înțelegi ce a făcut domnul profesor întâi. Sigur că... Dacă vă spuneam chestia asta, voi vă uitați la mine, copiați ce spuneam eu și cu asta basta. Nu, mă, așa întâi. Da? Așa ne uitam. Alterne, externe. Iată altă situație. La punctul B, desenul arată așa. Și aici 128 de grade și în partea altă tot 128 de grade. Păi astea acum sunt tot așa alterne externe, dacă o arată. Sigur că da! Sigur că da! Ca să vă derupeze, s-a făcut așa desenul, dar tot dreptele paralele sunt A și B. Sunt alterne, da? Interne? Nu, sunt tot externe, mama. Alterne, externe. Interne ar fost așa, minunat. Dacă ar fost ăsta și cu ăsta, ar fost alterne, deci de o parte și de alta, și în interior. Da, în interiorul dreptelor. Scrieți, doar ce mândurile sunt. Da, știu. Deci, ăsta fiind în exteriorul dreptelor, uite, mă, Mirona, ce se fac? Acum înțeles. Deci, dacă sunt dreptele astea și sunt în interiorul dreptelor, așa. Dacă sunt în exterior, cum sunt astea, nu sunt. Deci, în interior înseamnă alterne interne și în exterior alterne externe. Deci, ei sunt alterne externe. Da. Deci, spunem, sunt drepte. Nu, dar nu spunem A, paralel cu B. Așa, dreapta A paralel cu B, deoarece recunoaștem. Sunt alterne. Așa, așa. Așa este. B și... Acum să ne ducem la C. Bun. Vedeți ce frumos vorbim? Și la ce simplu! C. Da, trebuie să vorbiți, să învățați să vorbiți. La C, două drepte, tăiate de o secantă, și acum recunoaștem 63 de grade aici. Dar cum ne faceți? Și aici 63 de grade. Uite, da, cine de arată, dar fiate mea. E doar atât, ca să vă arată că ele sunt în orice poziție paralel. Stai că-mi vine. Aaa, sunt astea? Alterne interne. Păi, dacă ați iau două, ar fi între drepte. Ele sunt corespondente. Corespondente. Da, sunt corespondente pentru că sunt de aceeași parte, corespund de aceeași parte a dreptei. Da? Deci A paralel cu B, unde s-o vin?
Cristi, vreau să sunt în lecția ta. Da, da. Unghiurile. Cum păi Ionuț, eu am dat drumul la baterie. Corespondente. Și congruent. Ia să-l sun pe Ionuț. Să sun pe Ionuț. Deci nu. Tu te uiți și nu am sunet, da? Da, da, nu înregistrează. Am sunat pe Ionuț. Mulțumesc frumos, tata. Da, de ce? Cum e? Să vă discriați. Păi el trebuie să se verifice. Văd că nu, nu se întâmplă asta. Ia să și atunci, da, mersi frumos. Bravo. Ia să te văd. Pa, pa. Deci nu se aude. N-ai deci nu se aude, da. Cum, ia să văd. Să scrie, eu cum sunt aici? Eu nu-ți, eu nu-ți. Ana, asta trebuie să mă pun scoana și asta cu băieța. Interiorul înseamnă asta. Interiorul? Ce se văd asta? Nu te aude. Cum e? 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 Cum Macă, mi-a dat asta. Eu am citit de dar tu auzi? Dă și tu și uite-te. Așa. Nu, să te uite pus ca să te uite. Dar nu s-au bude deloc nimic? Și cum mi-a zis mama? Nu adică am făcut practic. Mai făcut deja. Da, deci punctul A, B, C. Am făcut. Așa. Acum se aude? Da, ai scris? Nu se vede, o să vedem acum cum se vede. Și D-ul, care arată așa. Deci, dreptele A și B. A și B. Și secanta. Așa. Iar unghiul ăsta de 45 de grade și ăsta la altul de 45 de grade. Alterne externe! Alterne externe! Externe! Deci A paralel cu B, ziceți, alterne externe. Păi alternează, dar nu sunt în interiorul dreptului. Unghiurile menționate în desen, da, sunt corespunzătoare. Sunt alterne, externe, congruente. Alterne, externe, congruente. Da? Deci... 58. Să oprim acum și...